Municipalitatea vrea să încurajeze investitorii să vină la Drobeta Turnul Severin, astfel cei care vor crea peste 300 de locuri de muncă în orașul nostru și vor investi cel puțin 1 milion de euro, vor primi toate utilitățile necesare pentru dezvoltarea și susținerea afacerii. Mediul de afaceri prietenos și o bună colaborare a primăriei cu reprezentanții mediului de afaceri, precum și facilitățile fiscale oferite, au făcut ca în ultima perioadă mai mulți investitori să-și îndrepte atenția către Drobeta Turnul Severin. Pentru a-i atrage pe aceștia în orașul nostru, municipalitatea pune în joc un nou proiect de hotărâre care prevede susținerea investitorilor care realizează locuri de muncă în Drobeta Turnul Severin. Pentru orice întreprinzător care aduce minim 300 de locuri de muncă și investește minim 1 milion de euro, primăria își ia angajamentul să realizeze toate utilitățile necesare pe domeniul public până la limita proprietății. Conform acestui proiect de hotărâre de Consiliul Local, primăria municipiului va asigura din bugetul local sau din bugetul societăților comerciale subordonate realizarea următoarelor tipuri de lucrări până la limita de proprietate a celui care vine și investește în municipiul Drobeta Turnul Severin: rețele de apă, rețele de canal menajer, canal pluvial, rețele de gaze naturale, termoficare, rețele de iluminat stradal și, nu în ultimul rând, drum de acces, cu tot cu trotoare și toată infrastructura necesară. Acest tip de lucrări pe care să le facă primăria municipiului Drobeta Turnul Severin se vor face doar dacă acel investitor îndeplinește două condiții minimale. În primul rând, realizează minim 300 de locuri de muncă pe teritoriul municipiului Drobeta Turnul Severin la un punct de lucru situat în municipiul Drobeta Turnul Severin. La Drobeta Turnul Severin există la ora actuală două zone industriale importante unde municipalitatea deține și terenuri. Este vorba despre zonele de est și vest, acolo unde s-au pus pe picioare mai multe investiții.